Salutare tuturor! La data de 26 mai 1488 a început construirea bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț, ctitorie a domnului Ștefan cel Mare și Sfânt. Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtina a Estului, este un complex monahal medieval construit în satul Voroneț, astăzi cartier al orașului Gura Humorului. Mănăstirea se află la 36 de km de municipiul Suceava și la numai 4 km de centrul orașului Gura Humorului. Ea constituie una dintre cele mai valoroase ctitorii ale lui Ștefan cel Mare. Biserica a fost ridicată în anul 1488 în numai trei luni și trei săptămâni, ceea ce constituie un record pentru acea perioadă. De mici proporții, cu plan trilobat, având turla cu boltă moldovenească, pe Naos, biserica face parte dintre puținele monumente de arhitectură religioasă din nordul Moldovei, care își păstrează în mare măsură forma inițială. În anul 1547, Mitropolitul Grigore Roșca, vâr al lui Petru Rareș, a inițiat adăugarea unui pridvor închis pentru care adoptă o soluție unică, în cadrul căreia arhitectura era vizibil subordonată decorului pictat. Peretele de vest al pridvorului este un perete plin, fără nicio deschidere, precum și pictarea zidurilor exterioare din temelie până în streașină, lucrări ce au dat construcției o mare strălucire. Mănăstirea Voroneț a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Suceava din anul 2004. De asemenea, lăcașul de cult este inclus în patrimoniul mondial UNESCO.